Virgil Popescu, ministrul energiei, a vorbit despre o posibilă scădere a prețului carburanților la pompă, în contextul în care barilul de petrol a ajuns la o cotație echivalentă cu cea dinaintea izbucnirii războiului din Ucraina. Conform Digi24, prețul barilului de petrol este la nivelul de dinainte de războiul din Ucraina. Comentatorii spun că este posibil ca în industria extractivă să fi intrat temerea unei recesiuni și atunci umblă la preț. Întrebarea pe care și-o pune toată lumea este de ce, dacă scade prețul barilului, nu scade și prețul la noi la pompă, la benzinării. Prețul barilului a scăzut, ar trebui să urmeze o scădere a prețului la benzină. Ar trebui să vedem în zilele imediat următoare că se va întâmpla ceva în bine cu prețul la benzină și apoi cu prețul la motorină, a spus ministrul, care a adăugat că așa ar fi corect să procedeze rețelele mari de benzinării, care ar trebui să fie corecte cu românii. Virgil Popescu a spus că prețul benzinei este mai predispus să scadă deoarece România produce mai multă benzină din petrol decât poate consuma și suntem exportatori de benzină. Prețul barilului a scăzut și ar trebui să urmeze o scădere a prețului la benzină. În schimb, la motorină ar trebui să urmeze și aici o scădere, dar noi cumpărăm jumătate din cantitatea pe care o consumă România, pentru că producția de motorină este mai mică decât consumul, iar cotația motorinei nu a scăzut în procent la fel de mult. Acesta a mai adăugat în contextul ieftinirii carburanților și faptul că așa ar fi normal, așa ar fi corect, așa ar trebui să procedeze rețelele mari de benzinării, care ar trebui să fie corecte cu românii. În momentul în care scade costul de achiziție, să scadă și prețul la carburanți, așa cum ai justificat când a crescut cotația petrolului, a ridicat prețurile, relatează Digi24.ro.